Salutare, dragi prieteni! Începutul de săptămână ne regăsește pe străzile din Câmpia Turzii. L-am contactat pe edilul municipiului Câmpia Turzii, pe Dorin Nicolae Lojigan, pentru a-l intervieva cu privire la situația lucrărilor din Câmpia Turzii. Despre străzile care au fost parte de pe mobilitate urbană, mai aici făcând referire la strada Republicii și strada Aurel Vlaicu, despre alte obiective unde se lucrează în acest moment, și sperăm din tot sufletul să aflăm răspunsuri la întrebări pe care implicit dumneavoastră vi le puneți. Când se vor asfalta străzile, în special cele pe mobilitate urbană, Republicii și Aurel Vlaicu? Să vedem! Dragi prieteni, așa cum am spus și în intro, alături de noi este sediul municipiului Câmpia Turzii, domnul Dorin Nicolae Lojigan, căruia îi mulțumim pentru că a acceptat acest interviu. Domnule primar, o să dorim să vorbim despre infrastructura din Câmpia Turzii, în special despre aceste două străzi foarte importante, Aurel Vlaicu Republicii, însă și despre alte lucrări pe care administrația dumneavoastră le întreprinde în oraș. Suntem acum pe strada Aurel Vlaicu. Să ne spuneți ce se întâmplă aici și, bineînțeles, că nu o să fie finalizată, pentru că asta este poate cea mai pusă întrebare de către cetățenii municipiului Câmpia Turzii. Da, în primul rând vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest interviu, pentru că este bine ca cetățenii municipiului Câmpia Turzii să afle informațiile direct de la sursă, în cazul acesta de la primarul municipiului Câmpia Turzii. Pe strada Aurel Vlaicu, așa cum vedeți, s-au terminat tot ceea ce înseamnă escavările și partea de fundație, atât pentru trotuar cât și pentru trama stradală. În acest moment se lucrează la așezarea pietrei de macadam pe strada Aurel Vlaicu, operație preliminară lucrărilor de bordurare și asfaltare. Dacă mă întrebați când terminăm, pot să vă spun în premieră dumneavoastră că în sfârșitul lunii aprilie vom circula pe asfalt atât pe strada Aurel Vlaicu cât și pe strada Republicii. Vreau să vă mai întreb, oarecum sunt niște întrebări puse de cetățeni, de ce a durat atât de mult această lucrare? Este foarte simplu. Au fost lucrări pe care, înainte de a începe noi proiectul european de 10 milioane de euro privind mobilitatea urbană, au fost lucrări efectuate de către compania de apă, lucrări de schimbare a conductelor de apă și canal. Pe o parte a străzii, o porțiune a străzii Aurel Vlaicu și pe strada Republicii în întregime. Toate aceste lucrări au debutat încă de anul trecut. Nu puteam să ne apucăm să asfaltăm până la momentul la care nu erau finalizate acele lucrări. Lumea vede, de fapt, o singură lucrare, atât timp cât ea este în continuare una față de cealaltă, însă, așa cum spuneam mai devreme, au început cei de la compania de apă, au schimbat, într-o logică normală a lucrurilor, au schimbat conductele apă și canal, acum venim noi cu partea de asfaltare. Deci, practic, la începutul lunii mai, sau mai bine spus, la final de aprilie, cetățenii din Câmpia Turzii o să vadă asfalt și acum vorbim strict de partea de strada Aurel Vlaicu. 100% la finalul lunii aprilie vom asfalta cele două străzi, Republicii și Aurel Vlaicu. Strada Republicii, dacă vreți, o să mergem și până acolo, este în proporție de 90% finalizată din punct de vedere a bordurării. Acolo urmează doar așternerea stratului de macadam. Miercuri vom începe să așezăm beton pe trotuare și cred eu că în maxim 2 săptămâni începem să turnăm asfaltul. Atât Republicii cât și Vlaicu sunt străzi cuprinse în planul de mobilitate urbană, nu? Așa este, da. Și aici o să fie și piste de biciclete și toate așa celelalte? Este, cele două străzi vor fi străzi cu sens unic. Strada Aurel Vlaicu va fi sens de ieșire în sensul giratoriu, iar strada Republicii va fi sens de intrare de lângă biserica din Sâncrai. Se virează dreapta și se va face atât pistă de bicicletă, trotuare. Pe strada Republicii vom avea două trotuare. Aici știu că vor fi discuții pe care le anticipez, însă trotuarele ca și pistele de biciclete sunt indicatori în cadrul proiectului. Am înțeles. Indicator pentru obținerea finanțării, ca să se înțeleagă, iar toate lucrările sunt făcute pe bani europeni. Domnule primar, am ajuns și pe strada Republicii, aici observăm că lucrările sunt mai avansate decât pe Vlaicu. Să ne spuneți 2-3 cuvinte. Deci aici, așa cum vă spuneam și dincolo când am fost pe Aurel Vlaicu, partea de bordurat a străzii este finalizată în proporție de 90%. Este introdus în subteran, sunt introduse în subteran cablurile de energie electrică. Pe lângă stâlp se poate vedea lângă fiecare stâlp. Aici
Miercuri începe înturnarea betonului pe trotuarul la care lucrează băieții acum și după aceea, așa cum am zis, în două săptămâni începem asfaltarea. Pe care parte a străzii o să fie pista de biciclete? Pe partea dreaptă, partea spre blocuri va fi pista de biciclete. Am înțeles. Am observat că ați avut și o discuție, o mică ședință cu niște și oameni din primărie, dar și cu reprezentanța ai... Reprezentanții ai firmelor cu de curent slabi, mă refer la firmele de TV cablu, telefonie și TV cablu, care le-am solicitat ca prin trotuarul pe care ne aflăm noi acum să găsească soluții să-și introducă în subteran cablurile, pentru că în curând urmează să schimbăm și stâlpii, după ce vom avea cu cei de la Electrica discuțiile de schimbarea stâlpilor. Republica a fost, cred că, prima stradă spartă pe planul de mobilitate urbană și aici lucrurile au durat ceva. Au durat pe același considerent pe care vi l-am spus, faptul că înainte de a începe noi lucrările pe această stradă, au lucrat cei de la Compania de Apă pe proiectul european de 151 de milioane de euro, din care 40 de milioane de euro către Câmpia Turzii, schimbări conducte apă și canal. O spun, am spus, o spun și o să o mai spun, nu poți să spargi, să mănânci păpăraie fără să spargi ouăle, deja o expresie care a devenit consacrată, însă atât de reală, pentru că dacă noi am fi finalizat proiectul de mobilitate urbană și am fi asfaltat această stradă și după ce ar fi venit ei să schimbe, vă dați seama ce ar fi ieșit. O ultimă întrebare legată de lucrările de aici, de pe Republici, ce părere aveți despre constructor? Constructorul este o firmă extrem de serioasă din Cluj-Napoca, vorbim despre Electro Group. Din punctul meu de vedere, cred că unul dintre cei mai serioși dintre cei cu care am lucrat până acum, așa că să vă faceți o idee, cei de la care lucrează la bordurarea străzii sunt în faza în care bordurează între 150 de metri și 200 de metri liniar pe zi. Da, au durat mult pentru că vremea a fost așa cum a fost, exact. A fost iarnă și mă bucur că am săpat înainte de iarnă, pentru că tasarea naturală este mai bună decât orice fel de tasare, iar în acest moment avem grad de compactare de 110% pe această stradă. Shooting stars above the city lights.